găsit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu apicultura de luni. Practic, suntem în ultima luni din luna iunie. În curând vom intra în luna lui cuptor, luna mea, luna în care avem ziua Americii, ziua United States, ziua Franței, o lună deosebită și pentru apicultură, pentru că practic se va închide sezonul activ. Dar să revenim la actualitate, la ce s-a întâmplat în săptămâna tocmai încheiată și la ce urmează, ce avem în față. Așa cum era de așteptat, datorită temperaturilor, teiul la nivel național a înflorit mai repede. Bineînțeles și floarea soarelui, dar ca asta nu mai este un lucru, uite aici încă nu am florit floarea soarelui. Suntem, acum când filmez, sunt în zona pe linia Onești Adjud. Nu mai e nicio noutate, se suprapună teiul cu floarea soarelui. Teiul, culesul de tei în multe zone din țară a mers ok și merge în continuare. Și având în vedere precipitațiile care au fost în țară, cred că și floarea soarelui va merge foarte bine. Uite, mă uit acum aici, deci suntem între Onești și Ajut. O floarea soarelui foarte mare, foarte, foarte mare, deci arată 1,5 metri. Da, super, super bine. Deci și dreapta, stânga încă nu am florit aici, e și normal pentru că suntem mai la nord. Gândiți-vă că în străinii Moldova noi am plecat la ora 11 de la 19 grade cu plus atâta. Plus că aici au dat precipitații ca lume. Aici sunt 24 de grade. Aici practic e o floare a soarelui 2, cum ar fi cea care va înflori la Midrigan gen. Aici plus da, uite aici se văd câteva, au început să se vadă aici colo inflorescențe. Suntem deci niște culturi foarte frumoase aici pe, cred că în mod normal ce se numește pe Valea Trotușului, suntem aici bazinul inferior al râului Trotuș. Ieri după amiază am stat nițel, pentru că am avut timp, am stat nițel și am am mai zapat și eu așa pe YouTube să mai văd și eu ce mai e prin lumea apicolă. Am trebuit să vă povestesc pentru că sunt băiat cu minte, merg încet cu mașina, că tocmai mi-am luat un avertisment de la radar. Așa, să revenim la alpinițele noastre. Am văzut filme și știți că am pus săptămâna trecută, cred că un singur video în care vă vorbeam despre cea mai mierea de calitate în general, știți? Și vă spuneam cei trei factori pentru a avea cea mai bună miere. Știți, cei trei factori: să nu te duci la culturi industriale, gen rapiță, floarea soarelui, să dai spații mari, deci practic stupi verticali, și trei, să lași mierea la maturat suficient timp pentru a se elimina apa din ea, pentru a fi îmbogățită cu enzime și pentru a fi căpăcită. Și am spus că acest lucru se întâmplă foarte rar în România, pentru că în România stupul predominant este dadant orizontal și apicultorul român nu o lasă mierea la căpăcit. Și mi-a fost dat exact să văd un film pus în care era filmat un apicultor din județul Brăila care extragea în timp culesul. Nu știu dacă era mai mult, maxim 10% din miere dacă era căpăcită. Foarte multe rame cu necăpăcite. Cel care filma pe semne, habar n-are apicultură, că la ora și ce făcea se minuna că uite, te filmezi de aproape fără mască și nu mă ciupesc albinile. Păi la mintea cocoșului, când albina este în cules, ea se duce la cules, nu stă să... n-are timp să te bâzie. Și avea, deci era pe stupi orizontal, pe ăla, știți, pe sicrie. Și cum se vede că le fermentează mierea. Mierea, exact. Sau nu le primește... Procesatorul le dă 7 lei pe kil. Exprocul ăla de procesator nu le primește.
numește bus. Da, ăla e expropriatorul, procesatorul, că nu le ia miere. Și exact mă uitam, exact ce am spus eu. Las partea cu chimia, că județul Brăila fiind din agricultură industrială, da, las partea asta. Deci extragea... Da, un dobitoc. Uitați-vă și voi un dobitoc, dar s-a băgat la loc cretinul, idiotul, zebzecul. Exact ce vă spuneam, deci extragea în timpul culesului, practic, în centrifugă curgea nectar, și nectar din ziua respectivă, miere necăpăcită, nematurată, neîmbogățită enzimatic. Cum poți să spui mie că ai miere de calitate? Și după aia te vezi că îți dă 7 lei procesatorul. Pentru că și procesatorul aș... Voi credeți procesatorul ăștia niște oameni fraieri? Păi voi credeți că ei nu fac indicele diastasic la miere? Ei nu fac HMF-ul? Bine, nu mai spun că extragea pe pământ. Ah, asta las-o, că și noi am extras ani de zile pe pământ. Dar... Deci am zis, băi, nu se poate. Eu am vorbit exact despre calitățile mierii. Și să fie dat exact să văd apicultori din zonă cu chimie puternică, cu stupi orizontali și miere, miere practic nectar. Deci asta filme și filmele astea, să vă spun, au mare succes, au mare trecere pe net. Asta învățăm oamenii, să scoată nectar. Da, și după aia ne văităm că mierea românească nu are preț. E logic să n-aibă preț, pentru că nu are calitate. Nu are calitate. Deci, despre ce vorbim? Și cel care filma mai și lua și întreba ce fel de care regine folosește, de unde, și își dădea ala cu părerea. Cum s-a scris eu părerile unui apicultor care extrage nectar? Hai să fim serioși. Păi ăla, mierea lui ăla se va compara cu mierea mea vodată. Păi uite, eu acum merg spre Râmnic, merg spre casă și mă duc și dau tur de orizont. Chiar stăteam și mă gândesc cum să mai... Dacă treaba mai merge, eu trebuie să văd unde mai fac rost de rame. Pleci cu Nuca? Plec cu Nuca, te-a trimis la ploiești dacă e. Mă duc. Te-a trimis după rame. Miercuri am zi liber. De-aia că de-aia trebuie să mă duc astăzi să fac inventarul. Să vedem ce și cum. Da. Pentru că v-am spus, deci trebuie să dai spațiu. Deci, hai să zicem că dacă am lucrat cu caturi de jumătate, da? Da, de 1:2. Deci, în momentul în care tu ți s-a adunat la cântar 10 kg, tu trebuie să intervii cu alt cat. Pentru că știm capacitatea la un cat de 20 de kg de miere. Dar astea 20 de kg de miere brută adusă, ea trebuie procesată. Și în cele 10 rame, să spunem, sau 9, câte faci, el nu poate procesa decât 10 kg de miere brută, miere nectar, să-i spunem, da? Deci, la fiecare, când tu faci saltul la cântar de încă 10 kg, tu trebuie să mai adaugi câte un cat. Da? Pentru că nu lași, vedeam exact pe sistemul pavilionar și că, uite, gata, mi-a umplut două caturi, hai să le extragem. E miere nematurată, ce să facem? E zeamă dulce. Este practic un edulcorant. Și mai nevoităm după aia că de ce fug clienții de mierea de albine și se îndreaptă spre produse în general din zahăr. Pentru că între o miere nematurată și un sirop de zahăr nu este absolut nicio diferență. Da? Diferența dintre miere și zahăr o face albina. Cu cât mierea aia va sta mai mult timp în stup, în contact intim cu albina, cu atâta mierea aia va deveni mai nobilă și mai bună. Dar dacă ea, din momentul în care este adusă în floare, din floare, nectarul, și până în momentul extracției din ramă, au trecut gen ore sau câteva zile, nu ai cum să ai un produs de calitate sub nicio formă. Da? Deci, cu cât mierea va sta mai mult în stup, cu atât va fi mai mult îmbogățită enzimatic. Bine, eu vorbesc acum termeni științifici, care mulți n-au cum să înțeleagă. Pentru că e pe principiul la ce știe țăranul ce-i ciocolata, mănâncă hârtia și aruncă bucată. Ăsta e român, în general. Sau mai văd un tip pe Facebook, se văita, domnule, că nu știu de câțiva ani,
el nu își mai ia preț corect pe miere. Stai puțin, dar nu-i obligat nimeni să-ți dea niciun preț pe miere. Tu trebuie să te înveți să-ți obții preț pe miere. Tu trebuie să știi să-ți vinzi miere. Nu știi, dă-o la angru și aia e. De fapt îți vinzi munca. Corect, că dacă te aduce mintea, o să înțelegi că de fapt îți vinzi muncă, nu vinzi miere. Și vi-am spus că îți vinzi prețul. Este exact prețul pe care apreciez munca. Și era un comentariu de gen că unul, pe acum 3 ani vindeam cu 25 de lei și acum cu 16 lei kilo poliflora. Păi dacă tu ți s-a degradat munca și tu acum o apreciezi de la 25 la 16 lei, pe atâta meriți. 16 lei, punct. Nu meriți nimic, 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 nimic mai. Nu mă dă ce disciplinată lumea pe aici. Păi ai înțeles de ce? Ascund radarele. Da. Le scot puțin, le bagă la loc. Asta, radarul ăsta care mă lua pe mine, îl ține ascuns în niște boscheți. Tot așa, că e distanța asta mare de la drum la case și într-o zonă foarte mare boschetăreală. Și îl scoate numai brusc în drum, a luat mașina, l-a ascuns iar. A luat fraierul? Bine, dar nu mi-a dat doar avertisment. A fost de treabă. A fost de treabă polițaiul, ce să mai... Dar multe radare, frate. Pe zona asta, deci, de la Târgu Ogna până aici, 3 radare. A fost avertisment că ai avut viteză mică față de limită. Da, și încă o chestie, deci mi-a spus, în fața mea mai era încă cineva, chiar doamna mea zicea că am mers cu ăla din față. Și da, domnule, știu că ăla a avut 73 la oară și matare 76. Dar radarul e setat să oprească numai de la 74 în sus. Deci dacă aveam 3 km mai puțin, nu mă oprea. Dar e depășit cu 2 km. Bine, și din cauza asta nu mi-a dat și bani, mi-a dat numai avertisment și puncte, 3 puncte. Ar fi putut să dea, că era dreptul lui. Mă, asta e legea în mâna lui, în mâna polițistului. El aplică legea în momentul ăla. Uite, floarea e mai înforită, e mai galbenă. Păi și de ce? Ieșim încoace spre Podișul Moldovei. Da, și aici un pic mai. Dar uite ce porumb frumos au ăștia pe aici, bă, fratele meu. Au niște culturi spectaculoase ăștia aici. Da, foarte, foarte frumos. Uite, da, și porumbul, gata, am spicat, i-a dat spicul, vezi? Gata, acum se polenizează și... Dar trebuie să intre combainele de acum la cereale. Combainierii. Gata, am terminat cu județul Bacău. Acum mai intrăm la niște polițai și mai răi. În județul Vrancea. Și după aia intrăm la unii și mai și în județul Buzău. Da. Ei, mergem și noi cu atenție, oricum ne grăbim că e zi liberă. Azi e mare sărbătoare, mare sărbătoare creștină. La ora asta este Sfânta Treime. Deci o zi din an este dedicată Sfintei Treime, da? Astăzi asta sărbătorim și de-aia este zi liberă. Îți dai seama ce sărbătoare imens este, este praznic împărătesc astăzi. Avem Sfânta Treime. Da. Zi deosebită. Dacă e certat destul, zile, zi frumoase și... Nu, păi, dar nu vreau să stai așa ca să mai vorbim în continuare. Încă un lucru am văzut interesant, deci vedeți că ca să ții exact, asta spunea și Mitrican, ca să stupii trebuie ținuți în formă, frate, și stai, tu trebuie să privești totul ansamblu. Și uite, la el acum, pentru că el n-are tei și n-a înflorit floarea soarelui, le-a dat tortă proteică la ora. N-a avut proteină natură. N-are, da. Și sirop le-a dat. Bine, face chestia că tot nu vinde mierea de rapid. Mierea veche o face sirop și o dă la... In 1.5 km. At the roundabout, turn right on National Road 2, European Route 85, Boulevard Republicii South, towards Foxani, Bucharest. Aoleu, stai că da, mai avem de vorbit. E o firmă tot în județul Buzău. Trebuie să fac un film. Ei produc... nu știu, să spun, un fel de dulceață, Laura, o să deguși cu mine împreună. Fructe cu miere? Fructe cu miere de albine, dar știi că noi dacă am pune fructul cu miere de albine, la noi ar fermenta. Da. Ei au dezvoltat un sistem de nu fermentează mierea aia. Dar un conservant ceva. Măi, nu știu ce fac, dar aspirin, o să degustăm să vedem. Nu pot, că ei deja fac
la nivel mare, știi? Da, știu. Bine, și au niște prețuri imense, chiar și că au prețurile imense pentru că sunt costurile de producție mari. Cred că deshidratează, fac ei ceva, fac întâi amestecul la ora și după aia scot apa. Și asta e un procedeu care consumă mult curent electric, practic, știi? Adică în prețul borcanului, o pondere foarte mare are energie electrică. Dar să revenim la produsele noastre apicole. At the roundabout, turn right on National Road 2, European Route 85, Boulevard Republicii, south towards Foxani, Bucharest. Foarte interesant. Right lane blocked ahead. Educația apicolă. Știți că sunt multe legende. Multe. Mai e Rudini 5. Lasă. După asta te duci. Păi, dar mă duc, nu mai las și Tirol la să mă cotropească. Bă, că unde ăștia-s la șofer. Deci știți că sunt niște legende despre Niemă Gravine. Continue straight for 25 minutes to National Road 2, European Route 85, towards Foxani, Bucharest. Una din legende, știți că e că când au săpat aia acolo în Egipt la piramide, au găsit ei niște amfore pline cu miere de albine și că mierea era bună. Deci asta este o minciună. Au găsit amfore cu miere, dar nu că au băgat lingura în mierea aia și au mâncat-o, înțelegi, Laura? Aia era o piatră, o rășină. Da, era o rășină, dar nu că aia pusă acum 5.000 de ani mai era comestibilă. Și de aici aveți, Doamne, au tras unii concluzii, îți dai seama ce deșteptăciune, că mierea nu are termen de valabilitate, că e bună 1.000 de ani. Asta e o prostie, este o imbecilitate. Și mierea are termen de valabilitate fix 2 ani, pentru că știm foarte bine, Laura, de ce are 2 ani termen de valabilitate. Și dispare activitatea enzimată, mor enzimele. Enzimele sunt vii. În 2 ani de zile din miere mor enzimele și practic mierea rămâne numai un îndulcitor, un edulcorant, atât. De-aia nu mai are și calități. Calitățile deosebite și chiar cele terapeutice la miere sunt date de enzime, da? După 2 ani de zile mierea nu mai conține enzime. Hai că mai avem un an de zile și se dă drumul la autostradă și scăpăm de hopul ăsta. Că pe aici o să mergem ca pe bulevard, Laura, știi, fără tiruri. Peste un an. Da, păi să rămână local. Deci mereu spun și mă repet tot timpul, oameni buni, mierea de are termen de valabilitate. Deci mierea este mai, miere 2 ani. După aia produsul ăla este îndulcitor, da? Da, ok, provenit din miere de albine, da. Deci, practic, mierea trebuie să o consumi cât mai proaspătă. Cu cât o consumi mai proaspătă, cu atâta are putere benefică asupra organismului uman. Deci asta și cei de la firma aia acolo cu dulceața lor, veniți cu asta, că mierea nu are termen de valabilitate. Cu asta sunt niște prostii, deci prostii. La fel cum e și minciunea aia cu Einstein. Că a spus Einstein că dacă n-ar fi... Domnule Einstein, celebru fizician, nu avea nicio treabă cu entomologia, da? El nu a spus săracul niciodată în viața lui. El avea treabă cu fizica, cu teoria relativității, cu spațiul cosmic, cu viteza luminii, dar nu cu albinele. Da? Și cam asta, deci mierea, să înțelegeți, este un produs perisabil. Avantajul mierei, în schimb, că este un produs ușor de depozitat și ieftin de depozitat. Pentru că, practic, la miere îți trebuie doar o încăpere unde să nu pătrundă nici razele soarelui. Astfel încât obiectele, așa altceva, mierea soției în obiecte proprii de depozitării miere. Și dacă acele vase sunt ținute într-o încăpere unde nu pătrunde absolut deloc, nu pătrunde razele soarelui, da, mierea se păstrează în condiții optime. Dar dacă un apicultor extrage mierea, o pune în butoaie și butoaiele alea sunt în soare, termenul de valabilitate nu va mai fi de 2 ani, va fi maxim de 30, 60, 90 de zile, atâta. Pentru că o miere expusă la 37 de grade Celsius, în 30 de zile crește de câteva ori
HMF-ul, adică hidroximetilfurfurolul, cum vrei să-i ziceți, care, v-am mai spus, este un produs hepatotoxic și de aia nu trebuie să mâncăm dulciuri preparate termic. Știți că mereu se spune, vai, vedeți că dulciurile alea preparate termic sunt toxice. Mâncați limitat. Ei, tocmai din cauza la HMF-ul ăla. HMF care este dezvoltat de orice produs ce conține glucide. Da? Știm că, în fapt, mirea de almine ca bază este un amestec de apă și glucide. Plus minerale, vitamine, etc., etc., da? Așa că mare, mare atenție. Ei, și toate aceste lucruri puse cap la cap, deci, practic, o miere de slabă calitate extrasă de apicultorul român, o promovare idiotă, toate astea puse cap la cap duc la distrugerea pieții miere din România. E simplu. Cum vrei tu să cumpere cineva miere când tu, pe de o parte, produci, faci un produs de slabă calitate, plus după aia nu știi să-l promovezi. Îl promovezi cu legende urbane care sunt o prostie, în fapt. Și am mai văzut un film, un clip de ăsta pe YouTube, produs de un, nu, produs de o firmă care produce hrană pentru albine și erau la masă cu doi parteneri de afaceri din Polonia. Și bineînțeles că discuția a mers și spre treaba asta, ce facem cu apicultura acum, că sunt și conștienți că dacă moare apicultorul, moare în ghilimele apicultorul, moare afacerea apicultorului, mor și ei, că ei se adresându-se apiculturii, apicultorilor, dacă apicultori nu mai sunt, nici afacerea lor pe domeniul apicol nu mai există. Și au de suferit, pentru că apicultorii au sărăcit foarte tare. Și ce era aiurea la semi-podcastul ăla, că la masa unde stăteau și discutau, în loc pe masă să fie la ora puse borcane cu miere, diferite borcane, aveau patru baterii cu vin. Ei, lasă-i, mă, erau la o discuție privată. Nu, dar ei vreau să... Nu, privată e că nu pui în public, Laura. Dar tu ai făcut podcast, deci tu ai știut că... Adică tu ai făcut filmarea pentru a o pune pe YouTube și a o face publică. Și tu îi vaiți pe apicultor și în loc să-i promovezi, măcar cât filma podcastul ăla, ascundea sticlele cu vin, știi? Și puneau pe masă borcane cu miere. Ești prea critică. Da, da, vrei să merg mai departe cu critica? Știi ce? Au greșit? Bun, trec și peste faptul că nu aveau pe masă miere de albine, dar bateriile cu vin este o greșeală fabuloasă. Nu se țin pe masă. Unde se țin bateriile cu vin? La gheață. La frapieră cu gheață. Uite, și Laura știe lucrul ăsta. Deci îmi pare rău că trebuie să-i critic. Cred că e vorba de o firmă din Focșani. Când o să ne întâlnim cu ei, o să-i critic total. Deci nu se poate așa ceva. Mai ales când ai musafir din altă țară. Și mai ales când ești de acolo, din Și mai ales când ești din Podgorie. Tu să-mi ții bateriile cu vin pe masă. Nu, domnule, este un sacrilegiu. Bateriile cu vin le ții în frapieră. Și cred că domnii respectivi aveau bani de o frapieră. Că au frapierele cu gheață, erau pregătite. Da, era, nu, și de-aia spun, că de-aia sunt super critic. Deci, nu numai că n-au pus mire, dar și-au bătut joc și de sticlele cu vin. Da, păi, dar nu, fraților, deci când vrei să faci un podcast, trebuie să ai, asta se numește scenografie, știi? Cum e vinul bun? Ca sacra, rece pe masă. Da, rece pe masă. Știi? Asta e faza, deci odată, tu dacă e fiind despre apicultură, măcar pune niște borcane cu miere și te făcea acolo, că întingi în ele. În curând deviază traficul de aici, Laura, că uitați, aici o să treacă autostrada în curând A7 pe deasupra șoselei. Se vă stâlpi. Deja, da, în curând o să vină autostrada, că de-aia spun că drumul ăsta nostru o să rămână liber, că aude ce se lucrează aici la autostradă. Doar local, nici. Da, da, da. Autostrada Focșani-Bacău. Da. Se lucrează puternic. Da, și asta spun.
faci tu porcat și, vor, și le pleci de milă la apicultori și dar tu pui pe masă vinul, nu o să pui miere. Și nici vinul ăla nu îl pui corespunzător. Greșeală fabuloasă. Da, deci ce vreau să vin să de, tot la paradigma asta apicolă e o lipsă de profesionalism la ora enormă. Enormă, 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 deci nu putem, deci dacă nu... Eu n-am mai văzut conferințe apicole, n-am mai văzut întâlniri, nu mai există târguri. Da. Patru târguri pe an într-o țară atât de mare e... Nimic. Nu. E nimic. La târgurile alea se făcea o schimb de informații, o informație, nu știu. Da, normal, pe o da. O pregătire. O motivare. Te motivează orice întâlnire de asta te motivează. Și te și promovezi prin intermediul. Și da, te și promovezi. Așa facem fiecare la un colț de stradă, ne vinde mireș. Aia e, fiecare vinde după cum poate. Cum se descurcă cu electrică, fără electrică, ai... Da. Foarte, foarte greu. Plus că pe mine deja apicultura asta în România este îmbăxită la ora de fantasmagorii, știi? De multe fantasmagorii. Povești cu pescari și vânători? Da, exact, povești vânătorești. Sunt și în apicultură. A, uite, am sorit floarea soarelui aici spre Fulcea. Că de acum netul o să fie umplut cu... Se pleacă din lavanderia și se umple cu poze cu femei din floarea soarelui, știi? Mamă, ce floare mică! Așa e soiul. În funcție de soare. Scala de buchete. Astea sunt soiuri de secetă, Laura. Ca să nu consume planta apa pentru tijă, știi? Toată seva pe care, de care dispune solul să ajungă în sămânță. Da, da, da. La fel am mai văzut unii, da, altă legendă, că mierea polifloră românească a fost ea analizată în laboratoarele din Elveția și în laboratorul atomic de la Bruxelles. De la Machu Picchu. Și, bineînțeles, chiar și în laboratorul de la Machu Picchu. Și, dom'le, e mai bună ca mierea de mână. Dom'le, dar nu poți să compari mierea din România cu mierea de mână ca din Noua Zeelandă. Pentru că știm că... E mierea originală de mână, nu... Bineînțeles. Pentru că la miere... O mare influență are solul. Solul în care crește planta care dă nectarul. O mare influență are clima. Deci s-o de factul. Eu tip BMW-ul a cim. BMW-ul de polis. BMW-ul de polis. Da, era gol. Nu. Da, da, da. Și coloană. Nu, avea viteză legală. Da. Și asta e. Niște imbecilități de astea că am spus, doamne, vreau să văd eu, să văd și eu rezultatele alea. De la laboratorul ăla din Elveția, parcă ce dracu, ce labor? Eu cred că l-au făcut la ăla de particule. Nu, dar îmi place, deci un idiot, un imbecil, ca să-și facă audiență, vreau, laborator atomic de la Bruxelles, mă, analiza mereu. Mă, du-te, dracu. Nu, nu e atomic, este de particule. Nu, mă, dar el nu știe, el e idiot. Și vorbește la laboratorul atomic din Bruxelles, etalon miere din România, mă, ce știți voi proștilor? Mai, știi că au inventat particula aia antimaterie și ai în mijlocul mierii acolo. Așa, aia e gaura din covric. Da. Aia e gaura din covric de acolo. Ce dracu, mă, vorbim? Mierea vindecă antimateria. Mierea vindecă antimateria, da, e bună asta. Da, deci niște chestii... Și astupă găurile negre. Și astupă găurile negre. Bun, așa. Bun, așa. Da. Am soluționat problema universului. Am rezolvat problema universului cu găurile negre. Da, deci ascult atâtea prostii. Băi, deci atâtea prostii. Stai că la face stânga cu trailer. Să mergem încet. Da, mă, dar dacă n-ar vorbi prostii, tu ce mai faci? Pe cine aș mai da, pe critica? Mai râși și tu mai. Da, corect. La moghilița. Da. Ia uite și aici o trecere peste autostradă. Fie vreun turbion.
Da, 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 e posibil, da, să fac o intrare pe autostradă, da. Da, 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 face un turbion. Da, deci asta să... Deci văd atâtea prostii. Bine că, în general, în mediul online vezi o groază de prostii și de proști. Mai ales văd putinezi de ăștia, Laura. Bine, sunt și apicultori putinezi. Bă, sunt așa proștii, pupă corpul ruș. Nu se spune putinez. Și în asta și, și așa, de bă... Cum era aia? Putler. 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 Mulți români și mulți apicultori români îl pupă în corpă putler. Putler. Să-mi spune și mie ăștia ce ne-a adus nouă rușii buni, vă da. Bă, bune. Pentru că, uite, uite, slavă Domnului, americanii pentru mine au fost tot. Deci mi-au ridicat viața la un nivel de trai extraordinar. Eu la americani eu să le mulțumesc toată viața. La americani și la lumea civilizată, la lumea occidentală. Pentru că m-au primit și pe mine și pe familia mea, m-au primit în familia lor occidentală. Da? Și venea ieri când am stat la ora la masă acolo, la crama domnească, lângă noi era o familie de basarabeni rusofoni. Ai văzut că vorbeau rusește. Bine, mi-au stricat prânzul, fie vorba întâlnă, că auzeam rusa la masă, dar am zis să nu fiu xenof, să nu fiu rasist. Lasă că oricum le-am trasut. Erau nepotărâți și ne-am comandat mai mult. Dar și-au mai jumătate oră. Dar fii atent, știi ce mă gândeam? Deci ei sunt putleriști, da? Ia, să mergem cer. Asta și m-am gândit. Mă, dacă voi sunteți putleriști, sunteți anti-români. Ce căutați, mă, în concediu în România? Duceți-vă în Rusia. Du-te în Rusia, mă, în concediu. Vorbește acolo rusește. Și vorbește rusește în Rusia. Du-te, tată, în Rusia, în concediu. Ce cauți tu în România? Iane, dacă erai cu noi, îi luai la niște înjurături. Băi, știi că m-am gândit la lucrul ăsta, că dacă era Ion, îi luai... Înjuricat nu-i făce, nu-i scoate. Nu, măi, de la șoșoie, nu, șor. Șoricar, mă. Șoricarul șor, mă, că acolo... La noi șoșoaca și la ei șor. Lasă că se potrivește șoricaș. Șoricei, mă, mă, nu mă, șoricei nu șor. Șoricei. Șoricei nu șor. Avem și noi proștii noștri. Deci asta-i, frate. Deci tu te dai putlerist, dar tu apelezi întotdeauna la valorile occidentale. Tu mergi la concediu în Occident, că noi suntem Occident pentru Basarabia. Folosești bani... Să punem pe Ion să ne învețe în rusește, să spunem că noi înțelegem foarte bine limba rusă, ca să le tragi când pleci. Da, știi când pleci, să știți că am înțeles tot ce ați vorbit, dar să învățăm în rusește, ca să facem mișto de ei. Da. Adică ați vorbit degeaba în rusește, că tot, am înțeles tot. Băi, eu știu să înjur în rusește. Eu, atât, eu, știu, eu din limba rusă mai știu înjurăturile. De afară de picior, că nu știu nimic. Eu foi mati. Că la o limbă e important să înveți, să începi doar cu învățatul înjurăturilor. Vezi că ți închide YouTube-ul dacă înjuri. Da, da, corect. Picionca nu e înjurătură. Mi-ai mâncat picionca. Mi-ai mâncat picionca. Da, asta e treaba, că uite, mă dă rând și în politică. Păi ăștia care sunt antiglobalism. Păi bă, frate, de ce folosiți banii americanilor? Vor fonduri europene. Vreți fonduri europene? Vreți concediile în Occident? Vor PNS. Da, voi vreți PNS. Ori suntem suveraniști, orice suntem. Și vreți să spun o treabă, Laura? Deci, noi doi, spre exemplu, noi suntem globaliști. Și știi ce import, ce ne asigură nou globalismul? Da, am fost la monumente istorice, unde șoricei ăștia nu se duc. Da. Hai să spun un lucru. N-ar da o taxă la un muzeu. Da, bineînțeles, dar ei sunt și imbecili. O comemorare de eroi din primul război mondial, deci, al doilea. Deci, ascultă ora aici. Ia vezi ce nume, nu vezi? Spaciu dreapta. Nu, mă, nu pe telefon mă sună cineva, dar vreau să văd numele dacă... A fost. A fost, da, dar lasă. Ce înseamnă globalism, Laura? Înseamnă acordarea suveranității individuale. Pentru că tu vezi la toți proștii ăștia din țară, toate partidele astea așa zis suveraniste, ei vorbesc suveranitatea statului românesc. Păi mă, suveranitatea statului înseamnă pierderea suveranității individuale, Laura. Înțelegi? Suveranitatea statului asta înseamnă. Individul nu mai este suveran, pentru că tu trebuie să te supui statului, acestei structuri mafiote, vorbim global, numită stat. Pe când mie globalizarea,
mie îmi desfințează suveranitatea națională și îmi oferă suveranitate individuală. Libertatea de mișcare. A început cu libertatea de mișcare, cu libertatea de muncă și acum va veni libertatea energetică. Pentru că mie în curând va pune la discuție tehnologie să-mi produc pe proprietatea mea singură energia de care am nevoie. Fără să mai fiu nevoit să mai cumpăr energie de la structuri de stat. Da? Energie. Apropo, măresc acciza la benzină. Și exact, uitați-vă și voi. Deci acest stat care voi pupați în cor și vreți suveran, de la 1 iulie mărește acciza la motorină cu 40 de bani, iar la benzină cu 43 de bani. E o sumă enormă. Deci vedeți voi, voi ăștia proștilor care spuneți, vai România, că Bruxelles vrea răul României. Nu, dule, trebuie să vrea desfințarea României, punct. Că odată prin dispariția României, eu ca individ voi deveni suveran. Asta este treaba. Iar gândești peste 100 de ani. Bine, o gândesc peste 100 de ani acum, gândesc înaintea la Polime. Asta e treaba. Eu nu mai vreau suveranitatea statelor, eu vreau suveranitatea individului. Suveranitatea individului să primeze suveranității statale, da? Pentru că s-a demonstrat deja la nivel global, ce să mai... statele sunt structuri mafiote. În general, indiferent de politică, că sunt state capitaliste, că sunt state comuniste, că sunt state oligarhice, dictatoriale, o să vedeți că toate au... Măi, Laura, și uite și ne uităm și plus că e problema asta cu Statele Unite ale Americii, unde acolo s-a înființat o nouă formă de guvernare care se numește gerontocrație. Gerontocrație. Deci acolo, dar nu mai știu, e doar într-un stat, un peste tot, în toate instituțiile publice și școlile publice, cele 10 porunci pe pereți. Uh-huh. L-ar arăta acum la întâlnirea G7, Laura, Biden, sărăcuțul, se întorse, deci ăștia erau toți cu fața spre presă, numai Biden sărac era cu spatele la presă. Au spus că el era cu fața către oameni care îl ovaționau și îi saluta. Și aia Melania Italiei l-a luat și l-a întors. Nu mă chiar, trebuie să facă poza aia de grup, știi? L-a întors și aia Meloni sărăcuța, dar elegant așa, știi? Pac, s-a dus la el, Mr. President, acolo sunt alea care trebuie să facem poza. Că nu era cu ne, ai văzut că general Biden stă cu soția tot timpul. Ce aici? Da, la azi memorial. Azi e frumos să vizitezi Cărăcoare. Da, memorial Mărășești. De ce a apărut? Da, foarte, foarte... și apropo de G7, un comentariu de ăsta la o fată de asta, care bineînțeles ea citea testul ăsta putinist. Dom'le, la întâlnirea G7, Laura, a venit și Larry. Știi pe Larry? Larry de la BlackRock. Larry de la BlackRock administrează cea mai mare sumă de bani după planeta Pământ. Deci el poate cumpăra Statele Unite ale Americii, practic. Bine, el este administratorul banilor. Larry de la BlackRock. Și... spunea, domnule, că a venit pentru că se vrea la nivel global privatizarea infrastructurii. Pentru că, cum e în China. Despre ce infrastructură e vorba? Tot, de la șosele până la comunicații, chinezii au făcut proiectul ăsta. Dar cum se face? Deci, statul construiește și după aia totul dă în administrare privată, Laura, înțelegi? Și mi-am adus aminte despre ce ți-am povestit ție de Samsung. Deci Coreea de Sud în 1960 era o țară care nu avea nimic. Era după războiul, după războiul Coreilor, nu avea de niciunele și atunci era o conducere militară în Coreea de Sud și a luat hotărârea, deci guvernul, să ajute financiar firmele coreene să se dezvolte. Da? Și Samsung, spre exemplu, atunci era un butic, era un magazin de cartier. Numai că era condus de un om vizionar, înțelegi? A primit ajutoare de stat.
Și a ajuns astăzi Samsung, care printre cei mai mari coloși din lume, de ăștia, în domeniul electronice și ce vrei tu să zici, printre care, la un moment dat, deci fii atent cum, deci statul corean s-a împrumutat de bani pe piața internațională și banii i-a băgat în curul lui Samsung. Deci în banii unei firme private. Deci statul corean nu a dezvoltat firme de stat la ora, înțelegi? A dezvoltat firme private și care firme de un succes. Deci și Samsung, și LG, și DU, toate astea, știi? Dar ți-am explicat și cum și-a scos banii înapoi statul corean. Impozitul pe moștenire e 50%. Și acum a murit bossul de la Samsung și ăștia a trebuit să plătească impozit ca să ia acțiunile, 11 miliarde de dolari taxă de moștenire. Deci la Imperiul Samsung moștenitorii au plătit tax de moștenire 11 miliarde de dolari. Și ne uităm că taxele mari la noi la notarie. Da, ne vedem, da. Nu uităm noi de taxe mari, da. Da, asta e treaba. Și lumea se schimbă, că vrem, că nu vrem. Problema e că, uite, dacă ascultă și băieții ăștia tineri care sunt și la început de viață, să nu pună botul la vrăjeală, asta e important. Să nu se lasă seduși de toate prostiile și de toți, da, de toate jaburile. Apicultura e o afacere pe termen lung, de familie. Da, da, și afacere, exact, apicultura e o afacere de familie. Da? Dacă nu participă toți membrii de familie, că văd unici, că vai, sunt singur, dar tu, păi ce să-ți la mă, tată, mă? Dacă tu n-ai știut să-ți dezvolți o familie, sau niște relații, să ai niște prieteni. Da, așa nu poți, că e prea scurt. Poți eventual să ai cineva care să te ajute o săptămână, două, trei, gen, știi? Dar bineînțeles, plătit cum trebuie, nu? Trerulele. Dar, în general, apicultura e o afacere de familie. Nu mai ajuns la garoafa, părerea garoafa bizichești. Da. Oameni buni, cam asta e, țineți aproape. Da, și fiți luminați la minte, asta e cel mai important. Ridicați o leacă ochii spre cer. Ridicați ochii spre cer și uitați-vă puțin dincolo de linia orizontului, da? Să știți că există viață și dincolo de linia orizontului. Aveți și acolo ce privi. Da? Și nu mai fiți biloci, bă. Și că, dom'le, de ce statul nu-mi dă? Păi aia este atitudine de miloc. Deci nu mai milogi cerșesc, ai cerșeală. Știi, și cum era, cum era așa. Vai, de ce nu, mă, nu ai atitudine de miloc? Nu-i treaba statului român să primești tu pe miere cât vrei tu în mintea ta acolo, nu. Pe miere primești fix cât meriți. Pum! Nu-ți convine, gata, du-te, tată, și ia-ți tu un job cinstit. Se caută-ți locuri de muncă, căcălău, căcălău, și pe bani buni. Duceți-vă, tată, la muncă cinstit. Da. Uite, acum pe final o să vă las să mai priviți câteva imagini de la Sănii Moldova. Că această filmare am făcut-o la drumul de întoarcere de la Sănii Moldova spre casă, pentru că, frate, asta e pe lumea asta. Deci când sunt sărbători și astea, te duci, frate, petreci weekend-ul în altă parte și se termină cu prostia aia. Vai, că apicultorul stă la 40 de grade și bea apă fiartă. Păi ăla e un ratat. S-a inventat aerul condiționat. Și în primul rând, munca trebuie să o organizezi, încât să ai și timp liber să-l petreci cu familia. Uite cum am fost eu cu soția mea. Ne-am petrecut 3 zile frumos, departe de casă, pentru că așa e normal. Am muncit, Ștefan? Bineînțeles, pentru că fiind afacere de familie și Ștefan știe să umble la stupi, a fost Ștefan. Și ok. Bine că nu, muncă grea de tot, a pus catul boală. Da, să că vine și perioada aia. Da. Muncă grea, că trebuie să le luăm, da. Să le extragem. Sunt acasă și le organizăm. Asta e.
treaba, oameni buni. Deci nu te obligă nimeni nici să stai la 40 de grade, nici să bei apă caldă, da? Oricum nu-i recomandat să bei apă rece la 40 de grade plus. Fie vorba între noi. De aia suntem noi răgușiți tot timpul. Că bem apă rece. Ei, apă. Bem whisky cu gheață. Nu, whisky nu e bun la căldă. Da. A, bere, bere rece. Bere. Ce deci, nu e, frate, nu te obligă nimeni. Crează-ți, ești profesionist. Păi, frate, aseară că ai venit tu din apicultură ca lumea, creează-ți condiții de lucru. Bun. Da? Bine, oameni buni, aici punem punct și vă las câteva minute să mai urmăriți niște chestii de pe la Slănic Moldova. Să aveți o săptămână reușită. Bună dimineața, Laura! Ce faci? Ai venit la micul dejun? Da. Deja altceva găsim la restaurante la micul dejun. Au trecut la Next Level. În sfârșit găsim brânză mucegăită. Brânză mucegăită pe săturate. Nu, dar tot ce am e de super calitate. Super calitate aici la Hotel Moldavia, în Slănic Moldova. Și salată de fructe, făcută acum proaspătă, deci nu din conservă. Fructe tăiate și făcute acum de dimineață. Deci oricum, din ce în ce în Horeca, găsești la micul dejun. Ah, stai așa că vreau să... Aici am găsit, e mierea de la Apis Blaj, dacă nu mă înșel. Miere polifloră, ia să vedem. Exact. Avem și niște satane mici pe aici. Miere polifloră. Produs în România. Produs în România, dar... Distribuitor Metro. Din Metro luată. E cupaj, are și ceva china în ea, că am gustat. Dar e bună că e cristalizată. Asta nu-i cristalizată. A, și asta, parcă. Nu, este. Da, și uite și rulade. Deci, oricum, îmi place că de la an la an, în Horeca, dar și asta cu... Cum v-am arătat și Nicola de la Sinaia cu fagurele, aici asta cu brânza mucegăită. Asta e pentru cunoscători, nu pentru peizani. Ca și babicuri de astea, așa. Deci deosebit, frate. Da. Da. Hai. Laura, ți-o poftă bună în continuare. Ce mai poți să acum? A doua zi ce mai rămas din antricotul ăsta de vită Angus. Belea. Ia zic, cum e carne de vită? Belea, dar și piureu cu trofeu. Da. Pentru neștiutorii există și carne de vită care se face pe grătar. Și cam atât rămâne din ea. Dar bineînțeles trebuie să ai piure cu trufe. Așa. Dar fii atent, Laura, că... Ia uite cum e. Poți să mănânci grăsimica asta. Și întotdeauna... Să știi că nu se compară cu cele. Da, e total, are un gust fab. Și e nebună prietena cu fiera. Da, da, nu pică greu ca și cea de porc. Și am găsit un nou vin, un Shiraz roșu de Murfatlar. Că musa e la vită, asortezi vinul. Se face cu paharul meu, sunt și bar și un pește, uite. Ia uite-te! Oh, ce semnul ăla cu pește, incredibil! Am pește! Ai pește? Da, frate. Da, aici suntem la taverna de la Cascadă. Suntem gen. Da, ne-au rupt. Ieri am avut surpriza cu porcul, cu buturile la de porc. Și astăzi cu... În sfârșit și în România poți... Uite cum e și aici la Slănic Moldova să mănânci. Dar acolo trebuie să specifice. L-am scris în meniu, a se servi cu limonadă. Da. Dar și aici e luat limonadă. Da. Da, da, da. Da, cam asta e, dragilor. Ai, uite că am găsit pămișa și o salamandră. Hai. Da.
Ia uite, mă, ce frumos merge. Uite, bă, asta e protejat, e sub protecția naturii. Ia uite și o pârlică. Eu n-am văzut niciodată. N-ai văzut? Eu când eram copil am mai văzut tot în locul ăsta, culmea. Îți vine să o mângâi. Ce frumoasă e, ce colorită uite. Are. O fi otrăvitoare? Nu. Ia uite ce frumoasă, uite cum merge. E din familie cu gușteri. Ce drăguță. E bine, e din familia salamandrelor. Da, ia și asta. Tu, popicule, i-am spus, eu te-l popicu, gata. Dar fii atent, stă de răcoare, mă, găfâie sărac. Uite, mă, ia merge. Ia merge liniștită, mă. Ia se duce la treaba ei. Mă, da, fii atent. Uh-huh, belea arată. Da, mă, dar nu vezi? Se duce la apă. Nu că poate să meargă și pe perete, nu-i problemă. Ia. E cu sără. Stai, mă, cu... Ce faci, fă? Sari? Ai greșit drumul? Ai greșit drumul. Ți-am spus că își dă drumul? Ia uite, gata. E senzațională. Vezi că eu, uite, și acum a plecat în curs, se duce la apă, uite. N-ai ce să faci, cutii de bere, bă, n-ai mă ce să... Un dobitoc a mâncat cutii de bere, lângă salamandra noastră. Ce tare! Ce tare! Gata, vezi? Dar ți-am spus că o să sară. Hai că suntem pe zona de la Sonda 2. Nea Petre acolo cu Mierea la căbănuță. Da, a spus că a scăzut numărul persoanelor și bineînțeles și vânzarea la miere. Treaba este dramatică. Treaba e dramatică. Și oricum puțin turiști pentru sâmbătă în acest weekend prelungit. Ia mă, chiar nu mai se poate coborâ? Ia nu mai puteți să sari, dar puteți să faci un jump. Făceai un jump. Ce? Un jump. Uite, dincolo mai sunt două, trei pietre. Nu mai sunt, nu. Nu, dincolo, unde scade înălțimea zidului. Ce o baie teribilă. Hai că mergem dincolo și facem băiță. Au, ce frumos. Vine slănicul. Și aici el este captat, că de-aia e făcut digul ăsta, ca să ducă apa în păstrăvărie. Pe aici, pe margine, e un... Au, ce frumos curge aici, cum se oxigenează. Un captator, hai să zicem așa, care o duce la păstrăvărie. De aia e protejată de asta, Ground Zero. Gata, hai să mergem spre cascadă. Velule. Lasă-mă în pace că sunt fluturi. Au, cred că sunt la împerecheat. Nu e adevărat, așa, o coadă lungă, nu e adevărat, nu sunt. Nu știu dacă o să-i prindem pe... A, i-am prins, voi, pe peliculă. Uitați, copii, fluturi. Libelule sunt noi fluturi. O coadă lungă, uite ce coadă. Ce se aleargă între ei. Copiii din ziua de azi nu mai văd în realitate fluturi. Aici e rezervația. Sunt libelule. Taci, mă, că aia doi care se aleargă sunt fluturi. Sunt libelule, ți-o arăt coada. Taci din gură, nu mai vorbi prostii. Papariu. Nu mai știu ce să ia fluturi. Uite aici, în rezervația asta. Nu vezi că au patru aripi. Au plecat. Au plecat. Sunt, da. În rezervație aici, te las. Uitați ce scrie aici. Zonă de protecție sanitară severă. Nici n-ar trebui să existe tomberoane, pentru că oamenii nu ar trebui să producă niciun fel de gunoi pe aici. Absolut nimic. Doar să respire. Numai să respire. Da? Pentru că aici avem cel mai curat aer din Europa.
aici să stai o zi întreagă. Da? În partea stângă vedeți mofetele care au fost închise din cauza radioactivității. Aici a murit un cetățean odată și după aia s-a închis. Dar aici ne luăm aerul cel mai curat. Și admirăm mierele geologice ale pământului. Vezi că au făcut praguri de astea de beton antierodare. Da. Spectaculos. Salut, dragilor. Suntem la Casa Domnească? Crama Domnească. Crama Domnească, Moldova. Și așa arată o masă după ce după ce ne-a zădurat. Deci dacă veniți aici să luați ciolan de ăsta de porc, uitați-vă cum arată șoriciul. Mamă. Deci e... Tocană de ghebe. Stai că mă. Uitați-vă și voi ce aici. Demențial. Tocana de ghebe, garnitură. Salată de hrean cu ștei. Salată de ghebe cu gogoșari. Iar ghebe, mămăligi și pâinică de casă. Și pâinică făcută aici. Dar oricum, ce s-a întâmplat aici, Laura a fost învinsă la... Da, așa ceva. Așa ceva. Ia uitați-vă și voi. Atât s-a putut. Atât s-a putut. Ia uite-l. Dar filmează deci, așa, peste da. Tot. Deci bestial. Deci aici la Sânii Moldova, la... Crama. Crama Domnească. Încă putem să-i pronunțăm numele, trebuie să mai luăm o... A, urmează, da, da. Urmește. Urmește. Deci oricum, veniți la Sânii Moldova, aici chiar în centru. E cazinou aici. Vedeți? Noi stăm chiar aici vis-a-vis. Acolo unde se văd pomii ăștia. Mâncăm în fiecare an aici, dacă... Dar e prima oară când ne-am depășit. Am comandat chestia asta. Că am vrut fără nimic. Mai există ciolan cu varză, ciolan cu fasole. Nu. Dă-ne un ciolan de la înapoi așa. Uitați-vă și voi cum poate să arăt. Da. Și cum arată? Cartofii la... Da. La ce? O rușine, doar. Deci cartofi. Stai. Mi-ai luat cartofi. Deci nu-ți dă congelații. Cartof tăiat de bucătar. Deci cartof. Iar aici noi am crezut că aduce gen 100-200 de grame de ghebe și ne-am trezit. Uitați, nu, stai că nu, ca să vadă lumea. Uitați, eu am palma inima lui Stalin. Și uitați-vă cât de mare. Și ne-a adus chestia asta plină cu ghebe. Și că să mai pui tu ghebe acasă. Mănânci odată și bine. Da. Numai din alea mititele. Iar altceva. Al doilea, faza cu prețurile. Îs de mizerie prețurile, Laura, așa de mici. Și prețuri rezonabile. Deci sunt în jumate față de... Aici suntem departe de lumea dezlănțuită. E la jumătate de preț, practic. La jumătate pe vreo? Da, păi gândește-te că ciolanul ăsta e numai 80 de lei, dacă poți să-ți închipui. Deci stinc... la prețul de peni. Deci nu știu de cum poate să vândă așa ieftin. O fi început de sezon. Da, este singura terasă plină. Da, full. Da. Full. Deci veniți la Sânii Moldova, că nu aveți ce pierde. La mulți ani. La mulți ani, numai bine. Și acum partea a doua cu lăutarii și limonada. Face limonada, bine ai mâncat fructele. Da. Uite-l pe Husky. Uite mă, dui carne. Uite că eu filmez, dui carne. Nu mă, ia bucata aia mare, mă. Asta ne apără de urși la noapte. Asta e împotriva urșilor. Ia uite-l, mă, te așteaptă, du-te și nu-i.
ia bucata. Hai, du-i tu câtă mișnică. Nu mă, du-o pe toată aia mare. Hai, mă. Te mai șede și bucata asta lui tiroleză. Era neapără de urși. Eu dau când plecăm. Neapără de urși. Mi-e rușine să arunc dita mai ciolată. Ei, na. Lasă ca să lucească blana pe el. Au ce câte băieții. Ia să văd cât e notă. Lasă-o acolo. Nici n-a trecut tipsul aici. Dă 300 de lei la băieți, Laura. Da. Le punem 300. Le dăm 300 la băieți. Ei, și acum epilogul. Un mare parc numai pentru mine. Asta e frumos, lasă din Moldova, să te scoli la prima oră. Te trebuie, faci așa un tur de orizont și vii în parc și stai liniștit. Stai frumos așa și faci cura asta de cel mai, cum e vorba, probabil cel mai curat aer din Europa. Pentru că aici nu avem drum național. Pe Valea Prahovei e tot timpul traficul la infernal, inclusiv tiruri. Pe când aici, fiind cap de linie, fundătură, să-i spunem, nu ai trafic. Deci voi ascultați liniștea din jurul meu. E sâmbătă dimineața și liniștea. Laura e sus acolo. Aici avem cazinou, iar noi suntem acolo. Laura e pe terasă. Ca să ajungem ieri mai repede și a lăsat niște treabă. O oră de job o face astăzi. Văd că lumea e tare obosită pe aici pe stațiune, că de dimineață, uite, mai văd doi clienți jos. Ia să filmăm că data. Ia să, că se vede frumos. Uite, ce pustie stațiunea dimineața. După amiază o să fie aici o hărmălaie. Ia stai să vedem dacă pot să prind data aici, știți că la Sălin Moldova se schimbă data în permanență. Vedeți, acolo scrie 22 iunie 2024. Numai eu știu de vă 40 de ani chestia asta. Zi de zi s-au dezrujba la biserică. Cam asta e, facem cura asta de 3 zile de aer curat să ne reîncărcăm cu energie pozitivă. Ștefan e la stupi, pune caturi, pune ultimele caturi pentru că trebuia să mai am încă cel puțin 500 de caturi, dar nu avem, pe cale de consecință o să pierdem o parte din producție. Da, niciodată nu ai caturi. Ăsta e blestemul lui Cezar Britanicu. Că am zis de el că n-are inventat apicol.
Hai, nu să știu că o să vină la mine culesul ăsta monstru. Hai, ne mulțumim cu cât avem. Zicem Bogda proste. Mulțumim lui Dumnezeu că oricum nu știu când. Sper ca până la toamnă să scot toată mierea pe care o bagă acum. Oameni buni, deci nu uitați, când aveți o zi, două libere, veniți la Sănii Moldova, pentru că e teribil aici, e un aer teribil. Și uitați-vă ce liniște. Hai că vă las câteva secunde să ascultați liniștea. E, așa te refaci și te reîncarci cu energie pozitivă. Păcat aici cu cazinul ăsta nu s-a ajuns la o înțelegere și proprietarii nu l-au vândut la un investitor sau la Consiliul Județean pentru a se folosi practic clădirea simbol a slănicului Moldovei. Este nefolosită. Și hai să vă mai dau câteva informații. Acum cât, Doamne, 83 de ani, acum 83 de ani, din această clădire se pornea operațiunea Barbarossa, pe partea asta. Acum 83 de ani și o zi, mareșalul dădea celebru ordin de trecere a Prutului, iar aici, deci toată stațiunea asta, era închiriată de Wehrmacht și era sediul Comandamentul Armatei Germane. De pe sud, aici au avut sediu, da? Și de aici s-a pornit, a fost creierul operațiunilor de pe frontul sudic al operațiunii Barbarossa. Da? De aici s-a pornit. Deci niciodată când vii la Sănii Moldova nu se pomenească lucrul ăsta, că timp de, cred că vreo 4-5 ani de zile, stațiunea a fost închiriată toată de Wehrmacht. Și de aici s-au gândit celebrele operațiuni pe flancul sudic. Flanc sudic de care auzim și astăzi. Da. Și m-am gândit mult de ce Wehrmachtul și-a ales această localitate. Pentru că, cum stau așa în partea dreaptă aici, e toată Moldova. Iar cum stau aici, e Transilvania. Practic aici suntem în slănicul Moldovei, în Moldova, dar într-o oră de mers ești în Ardeal. Pe aici am fost anul trecut, avem filme, dacă căutați pe canal o să găsiți off-road-ul cum trec, cum vin din Ardeal aici pe creasta Carpaților. E traseu de off-road. Se trece de, se vine de pe la Hârja, dincolo din Ținutul Secuie, se trece aici la slănic Moldova. Da, oameni buni, vă urez și voi și vouă să aveți sărbători de rusalii nemaipomenite, să aveți liniște în suflet, pace în casă, sănătate în trup, bunătate în minte și ce să vă mai spun, hai că ne revedem în curând. Weekend plăcut și rusalii fericite! Bun găsit, dragilor! Astăzi fac un film drept la replică pentru colegul nostru Cezar Britanicul. Mamă, ce e aici de zmeuri! Ia uitați! Să-i povestesc eu acum, să-i răspund de fapt lui Cezar Britanicul cum stă treaba aia cu mierea de slabă calitate și mierea de înaltă calitate. Când am pus filmul ieri și am arătat că am niște sporuri de la cântar consistente, mi-a zis, domnule, după ce, cum ai spus în alte videouri, înseamnă că e o miere de proastă calitate și trebuie să o dai la albine. Pe o parte mă bucur că sunt urmărit și reținut, deci mai ales de un om inteligent precum este Cezar. Deci înseamnă că îți spun ceva dacă el a reținut chestiile astea. Și să revenim. Am zis odată, deci
erau, s-a anunțat tot așa la rapiță niște cântare de 8, 9, 10 kg la zi. Și eu atunci am zis că este o miere de slabă calitate. Și acum trebuie să-i explic lui Cezar de ce mierea asta de la mine nu e de slabă calitate și aia de acolo e de slabă calitate. Păi în primul rând, numărul 1. Aia e miere de slabă calitate că e de la agricultura mare, de la agricultura chimizată. Deci aici la mine nu există agricultură nu există, și cu atât mai puțin nu există niciun fel de chimicală. Deci mierea mea este liberă de orice chimicală. Când te duci la culturi gen rapiță, floarea soarelui, acolo automat baci, vrei, nu vrei, baci și chimicale în stup. Deci dintr-o dată la asta mă refeream, treaba asta cu chimicalele. Mierea asta este o miere pură, miere liberă de orice chimicală. Primul aspect a fost ăsta. Al doilea, e vorba de volumul coloniei. Bine, aici la Mărgăritești am culesul mai mic, pentru că pădurea de tei este la, e mai departe cu un kilometru față de dincolo de la pădure. Al doilea aspect. Majoritatea apicultorilor român folosesc sistemul orizontal de stup, pentru că merg pe sistem pavilionar. Da? Și orice, chiar și vertical dacă ai avea, vedeți cazul lui Costin, în sistemul pavilional nu-ți permite să te duci cu stupii în sus. Ăștia stup care deja au aproape 1,5 m înălțime. În pavilion nu poți să te duci în halul ăsta. Deci în momentul în care ai un cules de intensitate mare, volume mare de nectar aduse în stup, automat trebuie să dai volum și lăzii. Pentru că albina să poată să întindă nectarul și apoi să-l matureze, da? Deci iar vă spun, afară, deci eu cum sunt bine, am avantajul ăsta că sunt și la staționar și sunt și afară, am avantajul ăsta că mă pot înălța cât vreau cu stupii, le dau volum cât vreau și am mereu catul la dispoziție, nu cum se întâmplă la bietul Cezar, el săracul niciodată nu are inventar apicol. Lui dă fasolea 10 kg la zi, cine a mai pomenit așa ceva, fi vorba între noi, dar n-are catul. Bine, în sfârșit. Deci, la mine, că apare scandalul la mereu. Sunt apicultori care, da, au fost la culesuri margi în floarea soarelui și când duc mierea la analize acolo, zic că, domnule, mierea ta nu-i bună, că are umiditatea mare. Și apicultorul, pe bună dreptate, spune, da, dar era mierea căpăcită. Da, dar a fost o căpăcire de nevoie, că tu ai avut pe pavilion și a căpăcit miere nematurată. E și varianta asta. Deci, al doilea aspect de ce mierea mea este super calitate, pentru că eu pot să dau spațiu cât vreau la colonie, adică cât trebuie, hai să spunem mai corect, astfel încât să poată să întindă nectarul și odată să-l deshidrateze și în al doilea rând să-l îmbogățească enzimatic. Bun, pentru că am pomenit de enzime. Revenim la al treilea factor care face deosebirea dintre o miere de calitate și o miere de slabă calitate. Am văzut oameni și la salcăm și la toate culesurile. În prima zi, cum a scăzut cântarul, au tăbărât și extrag mierea. Aia, da, este o miere de proastă calitate. Eu ați văzut, eu la mine se întâmplă și trece și o lună de zile de la încetarea culesului și nu apuc să extrag mierea. Spre exemplu, asta, mierea asta de la tei și la fâneață va mai sta cel puțin la maturat și la îmbogățire enzimatică, cel puțin încă o lună de zile în ladă, da? Deci asta e încă. Cezare, tătuțu, studiază problema asta. Cum e să ții mierea în stup? Cum e să o scoți imediat după cules și cum e să o mai lași încă o lună să se îmbogățească enzimatic. Da, tătuțu? Hai că ți-am mai văzut un post și pentru cine vrea să știe. Deci eu ca să fac miere de calitate. Deci a început culesul la 15 iunie, păi mă apuc de extras la 15 iulie. O lună mai târziu, da? Cam asta stă treaba. Deci v-am dat trei factori care v-am demonstrat că la mine, chiar dacă am zile cu culesuri mari, cu cântare mari, mierea va fi de super calitate, da? Asta e diferența dintre mine de aici, dintr-o zonă bio, zonă nepoluată și zona de câmp. Și, cum îi spunea și lui Cezar, s-o lase mai moale cu fantasmagoriile alea, cu apicultura britanică, cu vrăjeala britanică. Doar bine, prin încălzirea asta globală, poate câteva generații după noi, o să se facă și acolo apicultură. Și mai e o fază interesantă la mine, numai bine când o să fiu să mă apuc de extracție, o să-mi înflorească evodiile. Asta e un lucru foarte... Uite ce înseamnă bio.
Uite, la mine ne fiind niciun fel de chimicală, uite pe salcăm, ah, dar nu. Apar fel și fel de musculițe, de a fi, de bine, astea unele din ele dau și mană. Dar cam asta este treaba, da? Astea sunt factorii de eu, chiar dacă am cântare mare, obțin cea mai bună miere din România, da? Pentru că eu nu am chimicale, dau volume la stupi. Ăștia n-au volume mari pentru că de la ăștia am luat și polen. Ăștia, de la ăștia recoltez și polen. Și e normal să fie mai micuți. Da? Dau volume la stup și las mierea la maturat. Nu mă grăbesc să o extrag. Da? Deci sunt chestii de finețe. Bă, îmi pare rău acum că pe mulți hateri i-am lăsat cu gura cascată, le-au picat barba, dar asta e. Nu știu ce se întâmplă la mine, dar stupina merge bine și am producții ca lumea. Bineînțeles, ca să obții producțiile astea, nu este numai meritul naturii, este și meritul apicultorului, pentru că știu să-și pregătească familiile din toamnă până în primăvară, da? Și toată acea hrană bună dată în primăvară și în iarnă, își arată acum rezultatele, pentru că, bineînțeles, și tratamente făcute, știți foarte bine că aici la tratamente nu fac rabat, vorbim numai de substanțe occidentale, nu mai spun, chiar mi se reproșează că fac reclamă, dar da, o să fac reclamă permanent, pentru că reclama pe canalul Dragoș Gavrila are un rol educativ, da? Educativ. Cam atât am avut să vă spun pentru astăzi, aștept comentariile voastre. Ce se face? Asta e, dacă la mine curge mierea la robinet. Oameni buni, nu vă doresc decât vouă să aveți bunătate în suflet. Acum să vă consolați cu succesul meu, știu că nu vă convine. Știu că mulți fac clăbuș la gură, dar asta este viața. Pentru unii este nedreaptă. Gata, sănătate, fericire, oameni buni.